Paștele vine cu vești bune pentru români. Pensia medie în România s-a majorat cu până la 2000 de lei. Pensia medie în România a ajuns la 2000 de lei, iar numărul pensionarilor înregistrat la începutul acestui an este de 4.772.544, comparativ cu luna precedentă în care pensia media a fost de 1960 de lei. Vești bune pentru români pensia medie în România s-a majorat cu până la 2000 de lei, comparativ cu luna precedentă în care a fost de 1960 de lei. Persoanele pensionare erau un număr de 4.772.544 înregistrate la finalul lunii martie 2023, cu 3.214 pensionari mai puțin comparativ cu luna trecută, a informat Casa Națională de Pensii, CNPP, potrivit Agerpres. Pensia medie în România s-a majorat cu până la 2000 de lei. Din numărul total de pensionari menționat mai sus, 681.369 aveau activitatea în agricultură, iar pensia media era de 567 de lei. Iar din totalul pensionarilor din sistemul public, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă erau de 3.814.009 persoane. Din acest număr, 2.193.980 erau femei, iar pensia medie era de 2.184 lei. În martie 2023, 7.020 persoane au primit pensie anticipată. Valoarea pensiei medii, fiind de 2.762 lei, 91.854 persoane au primit pensie anticipată parțial. Cu o pensie medie de 2022 lei și 399.084 persoane au primit pensie de invaliditate cu o pensie medie de 872 lei. Din pensia de invaliditate au beneficiat un număr de 44.819 de persoane pentru gradul 1 de invaliditate cu o pensie medie de 749 lei. Tot în luna martie, 460.435 persoane au primit pensie de urmaș cu o pensie medie de 1026 lei, iar 142 pensionari au primit ajutor social cu o pensie medie de 473 lei. Pensia medie lunară a crescut cu 11,3% până la valoarea de 1855 lei, în timp ce numărul mediu de pensionari a fost de 5,004 milioane de persoane în 2022 în scădere cu 75.000 de, de persoane față de anul precedent, arată datele Institutului Național de Statistică, INS. Anul trecut, numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,607 milioane de persoane, în scădere cu 47.000 de, de persoane față de anul precedent. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 1.775 lei iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limite de vârstă cu stagiu complet de cotizare, fără impozit și contribuția de asigurări sociale de sănătate și câștigul salarial mediu net a fost de 51,6%, comparativ cu 53% în anul precedent.